Salutare dragi prietenași gogolași, bine ați venit la primul episod de Peștii Noștri, singura serie în care omul vostru, Pește Calamar, vă prezintă peștii de prin țărișoara noastră dragă. O prezentare așa, oarecum pescărească. Vom începe cu peștele meu preferat din punctul de vedere al drăgălășenii și anume mreana, sau cum îi spun oamenii dedicați științei, barbus, barbus. Oamenii ăștia dedicați se pare că nu prea au imaginație, așa că repetă același cuvânt de două ori, un fel de caca, nu-i două cuvinte, dar nu contează. Mreana este un pește dulcicol, adică care trăiește în ape dulci, adică nu neapărat ape cu zahăr, mai mult ape fără foarte multă sare. Este și un pește bentonic, adică care trăiește și se hrănește și se înmulțește pe fundul apei. Să rumână dicționar. Mai este și un pește de apă curgătoare și ce mai place apa curgătoare stă de obicei în șuvoi puternic, acolo unde fundul râului este ferm. Tare, mă gândeam la altceva, prieteni. De asta o să o găsim de obicei pe unde este balast, în râurile de deal și de câmpie. La munte nu prea urcă, nu prea. Și am mai auzit că este prezentă și în anumite lacuri, mai ales în cele de acumulare de pe râuri. Găsim mreana în aproape toată Europa, aceasta apărând chiar și pe steagul Uniunii Europene sub formă de stea. Peștele sub formă de stea, steagul sub formă de steag. Dreptunghi. Mreana în mod natural se hrănește cu insecte și larve de insecte, viermi, moluște și crustacee, vegetație acvatică, icre și puie de pește și într-o măsură mai mică cu detritus organic, adică materie organică aflată în descompunere sau descompusă parțial. Peștii adulți de dimensiuni mai mari mănâncă chiar și peștișori, mai ales pe cei care trăiesc pe fundul apei, cum ar fi porcușorii, guvizii de apă dulce, zvârlugile și țiparii. Mreana poate ajunge chiar și la 14 kg, dar mai rar pentru că România. Personal am prins mreană de 5,5 kg, dar alți prieteni pescari de prin apropiere au prins de 8-9 kg. Este un pește mai mult nocturn care când se lasă seara, îi vine dor de mâncare. Exemplarele mici călătoresc în cârd. Pești călătoresc în banc, iar cele mari sunt solitare. O mreană poate patrula zilnic câțiva kilometri buni în căutarea hranei. Vă dați seama câte mii de kilometri pot străbate 100 de mrene zilnic. Nu avem noi kilometri de râu cât pot ele să meargă. Să note. Acesta este și motivul pentru care România s-a hotărât să renunțe la construcția de autostrăzi, prioritară fiind săpare de râuri noi pentru mrene și, bineînțeles, prelungirea râurilor existente. Are logică ce am zis? Nu, nu are. Să mergem mai departe. Mrenul atinge maturitatea sexuală pe la 3 anișori, iar mreana pe la 4-5, specia asta fiind singura la care masculul este mai precoce decât femela când vine vorba de reproducere, bineînțeles. Sau nu? Ia să-mi spuneți, la voi cum e? Voi ce știți despre asta? Mai sunt și alte animale? Da. Dacă tot veni vorba de reproducere, trebuie să știți, cei mai flămângioși dintre voi, că icrele mrenei sunt toxice, iar consumul acestora este strict interzis. Băi, ești nocturn? Cum să fie interzis? Cine interzice așa ceva? Unde scrie în legea asta? Adică, ce e interzis să mănânci o travă sau ciuperci o trăvitoare? Da, prieteni, este vorba de bun simț. Nu ne poate interzice nimeni să mâncăm orice rahat. Dar dacă e toxic, nu mâncăm, nu? Înainte să vă spun la ce se prinde mreana, vreau să știți că dimensiunea minimă legală la care se poate reține acest pește este de 27 cm, iar dimensiunea de bun simț la care se poate reține este de 5,3 metri. Așa că vă rog să dați și peștilor o șansă să-i pupați pe botic și să-i eliberați, pentru că până la urmă nu murim de foame acasă, dar ei mor din cauza noastră, nu? Cel mai bine eu am prins mreană la râme și la vermișori, dar se prinde și la lipitoare, cosac, greiere și chiar porumb și mămăligă, deci pescarii de crab au din când în când câte o surpriză drăgălașă pe râuri. Dar să nu uităm că mreana e o mare gurmandă și se linge pe la bot, deși n-are limbă, când aude de brânzică. Cu cât mai aromată și mai puturoasă, cu atât mai bine.
Nu vom vorbi despre monturi, tehnici și tactici de prindere, ăsta e doar un clip de prezentare, de fapt o să las link-uri în colțul din dreapta sus pentru asta. Din cauza că mreana este un pește care își petrece cea mai mare parte a vieții în curent puternic, este unul din peștii care ne oferă printre cele mai frumoase drill-uri. Dacă alții își trag puterea din masa impresionantă pe care o au, mreana compensează lipsa acesteia cu mușchi plini de steroizi. Din cauza aceasta este unul dintre cei mai iubiți pești de pe la noi. Așa că nu uitați să îi pupați și liberi să îi lăsați, că poate altă dată de ei o să vă mai bucurați și poate o să se mai bucure și alții, cum ar fi sau cum este copiii noștri. Cam atât despre mreană, nu vom intra prea profund în detalii. Dacă vă plac clipurile astea așa puțin mai comice, să-mi spuneți. Sau dacă vreți să fiu mai serios, se poate și așa. Mreana este un pește bentonic de apă dulce din familia ciprinidelor. Un pește de apă curgătoare și tot așa cu seriozitate. Am făcut cacalul, ca un calul. Ca să evităm cacofonia, dezacordul nu ne deranjește, urechelnicește. Să-mi spuneți despre ce pești vreți să fie următorul episod. Aveți doar 4 luni la dispoziție să votați, peștele cel mai cerut va apărea în episodul următor. Aștept voturile sub formă de comentarii, bineînțeles. Voi face următorul clip după ce prezentul va obține 326 de like-uri. Am pus o chilă că nu se fac foarte ușor clipurile de genul ăsta. Prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și dacă nu v-a plăcut, dați dislike. Sau mai bine, apăsați de 2 ori cu furie pe butonul de thumbs down ca să îmi lăsați 2 dislike-uri. Bineînțeles că dacă vreți și restul seriei, băgați un mare share la clip pe unde mai socializați și voi, pe Facebook sau pe Instagram sau Twitter sau pe unde mai umble tinerietul Insta. Nu uitați și de un pic de love sub formă de abonare cu clopoțel de notificare. Eu sunt Squid Fishman și v-am lăsat!